deputatul de Gorj Mihai Weber a anunțat pe pagina sa de socializare că s-au făcut pași importanți pentru eliminarea inechităților din sistemul de pensii militare. Votul dat în cadrul Comisiei pentru Apărare și în plenul Camerei Deputaților sprijină inițiativa de corectare a diferențelor care îi afectează pe militarii și foștii militari ai României, susține Weber. Citez, este esențial ca toți militarii să beneficieze de un tratament echitabil și de pensii care reflectă efortul și sacrificiul lor, a declarat Mihai Weber. Deputatul a subliniat că modificările legislative promovate de PSD sunt partea unui program mai amplu de eliminare a discrepanțelor din sistem, având drept scop echitatea pentru toate categoriile de cetățeni. Proiectele adoptate pun oamenii în centrul atenției și sunt menite să asigure o recunoaștere a eforturilor militarilor, încurajând astfel o justiție socială reală pentru cei care au contribuit la siguranța și securitatea națională.